Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre un subiect care face puțină vâlvă în presa locală. Este vorba despre niște acuzații de deținere material pornografic. Astfel de acuzații sunt acuzații grave. Și sunt acuzații aduse la adresa unei doamne și o să vedeți pe parcursul emisiunii despre ce este vorba, din discuția cu însăși învinuita, doamna Elena Motaș, președinta Asociației Romilor Ursari. Bună ziua, doamnă, la mulți ani și bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, mulțumesc și apreciez că m-ați invitat, ca să am un punct de vedere asupra acestor furtuni mediatice care mă privesc pe mine. Și această acuzație care mi se pare foarte mult trasă de păr, dacă m-ați chemat, o să-mi exprim un punct de vedere, fără niciun fel de rezervă. Bun, haideți să începem, nu cu începutul. V-ați trezit că au venit la dumneavoastră anchetatorii? Nu au venit anchetatorii la mine, am fost invitată. Ați fost invitată. La început și mi s-a adus la cunoștință faptul că sunt învinuită de cineva, mă rog, de o tânără, că am ridicat în rețelele de pornografie infantilă, în astea cu XXX, iertați-mă că nu le știu. Așa. Așa că, deci inițial am fost acuzată că am distribuit și că am ridicat pe platformele pentru adulți acest material. Bun, despre ce material este vorba până la urmă? Așa cum am precizat și în comunicatul care l-am dat și pe pagina mea personală, da. Și am trimis și către presă, cine a dorit a preluat, cine nu, mă rog, da. Apreciez presa care scrie. Bun, este clar obiectiv. Că trebuie deci, să... Sunt o adeptă a promovării în spațiul public a lucrurilor care sunt de interes public și care privesc anumite persoane care se vor sau se erigează în reprezentanți sau, eu știu, lideri ai romilor. Da, sunt de acord, atâta timp cât nu se aruncă cu noroi și nu se aduce atingere familiei. Pentru că responsabilitatea este individuală. Și apoi dacă te mai leagă și de o instituție sau și de alte persoane sau se fac conexiuni de genul consiliera prefectului, fac precizarea, nu sunt consiliera domnului prefect. Sunt un angajat în aparatul de execuție a prefecturii, dar dincolo de această funcție de execuție, care este mai mult tehnică, sunt președintele unei organizații civice a romilor din 2002, care a luptat pentru și în interesul romilor, a luptat pentru incluziunea socio-etnoculturală a romilor și o voi face în continuare, indiferent câte acuzații și câte mizerii vor fi vehiculate. Sunteți ținta acestor atacuri din poziția pe care o aveți ca și președinta unei asociații a romilor? Din toate pozițiile. Am înțeles. Deci, haideți să revenim la întrebarea inițială. Da. Despre ce material pornografic este vorba? Eu am fost președinte asociației Partida Romilor Pro Europa. Uh-huh. Asociație care are și caracter politic. În toată această perioadă, până în 2019, eu am încurajat reprezentanții de la nivelul comunităților să participe în alegerile electorale pe vot etnic. Nu ne vindem pe zahăr, pe ulei și pe o șapcă. Da. Bineînțeles, în 2019, anumite partide au făcut presiuni ca să semnăm protocoale de colaborare. Eu n-am vrut să angrenez romii și să-i văd pentru interesul meu personal sau pentru interesul unora de la București care își doreau funcții în aparatul guvernului. Și am refuzat să fac protocoale pentru că atâta timp cât suntem organizație etnică, la nivel local și la nivelul județului, mergem pe vot etnic. La nivel național, când sunt alte tipuri de alegeri, atunci se cuvine... Da, trebuie să dai libertate comunităților să se organizeze, să-și propulseze liderii și să ai un cuvânt de spus pe agenda locală. Eu n-am dorit să fac acest protocol, nici organizațiile locale n-au dorit. În schimb, peste capul nostru s-a făcut un protocol prin influența lăcrămioarei Ursu, care era la acea vreme consiliera personală a domnului președinte al Consiliului Județean de la acea vreme, domnul Popa, dumnea ei, profitând de încrederea mea și de faptul că am primit-o în organizație și am dus-o la școală și am înscris-o la școală să-și finalizeze studiile pentru că avea doar 9 clase. Deci în 2019, în 2018 am înscris-o la școală și am zis, da, eu Bun, sunt... Bun, stați puțin.
Eu v-am întrebat despre ce material pornografic este vorba, da, da, pentru că da, faceți acum să unele acuzații care e bine în spațiu public să ne oprim. Da. Haideți, care e materialul ăla pornografic? Este o secvență video a unei tinere care se masturbează. Tânăra făcea parte, asta voiam să vă zic, din centrul de voluntariat pe care eu îl coordonam în organizație. Această tânără își făcea filmulețele astea indecente, foarte grav din punctul meu de vedere, dacă este să privesc din perspectiva etnicului rom. Așa. Și le trimitea la toți tinerii rom, în ideea că va căpăta atenție sau că va avea o legătură cu ei. Mm-hmm. Deși fata era minoră, mă rog, probabil că are și... Părinții ei? Sindromul familiei dezorganizată, tatăl plecat mereu în străinătate, doar cu mama acasă. Uh-huh. Așa. Deși în aparență ea nu este un copil limitat, este un copil, eu ca psiholog am văzut o bipolară și oricând poate să... Mergea la școală? Da, mergea la școală, deci fără niciun fel de probleme, nu avea rezultate proaste, dar avea această problemuță care, din punctul meu de vedere, este o problemă psihologică și trebuia intervenit. Deci făcea aceste filmulețe de ochiate, am înțeles că sunt mai multe, uh-huh, și trimitea la tineri. Tinerii au început să vorbească prin centru și mi-au spus și mie și că nu este o tânără care să vină în organizație pentru că ar putea influența și mai mult. Am înțeles. N-am crezut la început. După aceea, având același cont de iCloud cu băiatul meu, am văzut cum trimitea filmulețe. Deci am stocat filmulețele băiatului dumneavoastră. Da, pentru că în viziunea ei băiatul meu era o partidă bună și ar fi dorit, știți cum este la noi la rom? Dacă băiatul meu ar fi avut o relație cu ea, în secunda a doua eu trebuia să-l căsătoresc cu ea. Da, pentru că asta este în cultura noastră. Știu. Știa că dincolo de bagajul educațional care îl are Elena Motaș, este mamă romă și nu ar fi compromis nicio fată. Și încerca să intre în jocul fiul meu. Aceste filmulețe ele se salvează automat în cloud. Dar dumneavoastră le-ați distribuit? Nu, niciodată, Doamne ferește. Le-ați urcat pe vreo platformă pentru asta de pornografie infantilă sau chiar... Doamne ferește, sunt psiholog, știu ce impact. Și atunci, când ați fost chemată de anchetatori și vi s-au adus la cunoștință aceste acuzații, n-ați spus, domnule, dar... Eu am spus anchetatorilor, domnule procuror, domnule, nu știam cine sunt dumnealor, eu vă pun la dispoziție toate device-urile mele, verificați că lucrurile astea se pot face, eu n-am niciun fel de rezervă, am avut decența și bunul simț și corectitudinea să recunosc, da, am deținut acest filmuleț pentru a discuta cu familia extinsă, cu părinții. Se crease un curent, tot Iașu avea filmulețul, dar a trebuit să plătesc eu chestia asta. Bun, acum... tot Iașu în ceea ce privește romii. Bun, dar întrebarea mea este următoarea. Ați declarat că acea fată a trimis aceste filmulețe. Da, și ea recunoaște că își făcea filmulețele și le trimitea ea fără să-i ceară nimeni. Și atunci, se filma acasă la ea. Bun, și atunci de ce vine acuzația la adresa dumneavoastră? Eu asta încerc să înțeleg. Păi, tocmai asta e că, așa cum vă spuneam, toți tinerii, toți romii aveau filmulețul acesta, da, că se distribuie, știți foarte bine, da, printre care și doamna Ursula Crămioara. Uh-huh. Și după ce a fost scandalul cu demiterea mea de la organizație și a încercat să preia dumnea ei organizația, a chemat-o pe această tânără și i-a promis, în care între timp a devenit majoră, și ea a promis că o angajează secretară la organizație. De unde știți aceste lucruri? Pentru că a fost angajată și a fost persoană de față. Nu, stați puțin. Faptul că doamna Ursu i-a promis fetei că o angajează, da, aveți o înregistrare sau... Nu, sunt martori. Sunt martori care declară acest lucru. Da. Deci fata, știindu-se conflictul dintre mine și părinții ei, pentru că eu am vrut să vorbesc cu părinții, să le arăt, păi asta a fost scopul stocării acestui filmuleț, să discut cu părinții, să ia măsuri, pentru că mi-era teamă că această fată va ajunge în rețele care nu trebuie. Da. Părinții au refuzat. Ba mai mult, tatăl le zicea, ei, și ce nu-și mai fac fete poze dezbrăcate? Știți ce înseamnă la noi în comunitatea de romi acest lucru? Este... Dezonare totală, presupun. Deci nu vreți să știți cam cum este privită familia acum. Iar faptul că ei și-au asumat să iasă public, să facă lucruri din acestea, îi va costa foarte scump. Vreau să vă întreb un lucru.
a spus că doamna Ursu ar fi, i-ar fi promis acestui... Instigat-o pe fată să depună... Cine a făcut plângerea la organele de anchetă? Fata, însoțită de părinți, care la vremea depunerii denunțului, deci după 6 ani de la această chestie, după 6 ani, fata fiind majoră și instigată de Ursu, care a angajat-o ca secretară la organizație doar pentru câteva luni, suficient cât să depună acel filmuleț, pentru că ulterior și-a dat demisia, pentru că o cunoștea toată lumea pe fata. Doamna Ursu sau fata? Nu, fata și-a dat demisia. Așa. Pentru că tineretul rom o știa cine este și știți cum, ești declarată paria. Bun, deci acea fată a făcut plângere la institut, la autorități, că acuzându-vă pe dumneavoastră de deținere. Nu, de distribuire în rețelele de pornografie. Pentru că între timp filmulețele ei au ajuns în tot felul de rețele. Dar... Bun, dar acum întrebarea mea este următoarea. Anchetatorii, faptul că acea fată a făcut o acuzație, că dumneavoastră ați ridicat pe platforme, eu știu că anchetatorii pot verifica de pe ce device s-a ridicat pe o platformă acel filmuleț. Dar au făcut acest lucru. Au făcut acest lucru. Și au ajuns la concluzia că de pe un telefon... De pe device-urile la toată familia Motaș nu s-a făcut așa ceva. Pentru că acolo sunt altfel de rețele, nu știu. Și atunci cum își susțin anchetatorii acuzațiile? Faptul că am deținut. În articolul, că am deținut ca și secvența. Dumneavoastră ați spus că fata respectivă a distribuit în rețelele în care sunt convinsă tineri că... romi. Înseamnă că toți tinerii romi ar trebui să fie acuzați de deținere de material pornografic, nu? Eu cred că... Cred. Adică din ce spun ceilalți și nu vreau ca să... Fata trăiește din așa ceva. Nu știu. Bun. Bun, nu, deocamdată nu se știe. Nu și se e știe, bine nu, să... Anchetatorii v-au pus la dispoziție acea reclamație, acea sesizare făcută? Bineînțeles, ți se aduce la cunoștință și eu am spus că mă pun la dispoziția organelor de cercetare pentru orice, oricând, deci nu se pune problema. Prima dată am avut calitatea de suspect. Așa. Printre altele, când au văzut probabil că nu se justifică acuzația de distribuire, au venit niște martori care sunt niște persoane dubioase din același anturaj, de la aceeași organizație cu Ursu, au fost propuși ca martori care să spună că le-am arătat lor filmulețul, că le-am arătat, nu că le-am distribuit. Uh-huh. Toate persoanele care au fost audiate ca martori, că le-aș fi arătat, sunt într-un conflict cu mine, deci mărturia lor este viciată, pentru că eu cu un an înainte le-am făcut sesizări și reclamații pentru că mă denigreau în spațiu public alături de Ursu după ce eu am făcut denunțul cu actele false. Haideți să vedem dacă eu am înțeles corect până aici. Da, și eu încerc să înțeleg. Denunțul care a fost făcut sau sesizarea sau plângerea, cum vreți să-i spuneți, împotriva dumneavoastră, este rezultatul unor orchestrații. Conflicte mai vechi între dumneavoastră și doamna Ursulă Crămean. Da. Acum, doamnelor și domnilor, îmi cer scuze pentru că nu am știut de acest lucru înainte. Dacă doamna Ursu și mai cum? Lăcrămeara. Ursu, dacă doamna Ursulă Crămean dorește să-și susțină un punct de vedere, este invitată a studioului nostru, tot în cadrul emisiunii Dezbaterea Zilei, pentru a-și prezenta un punct de vedere, mi se pare... cum să vă spun, deontologic, profesional să facă acest lucru, pentru că dumneai ei la ora actuală nu are posibilitatea unei replici, dar poate veni în cadrul acestei emisiuni să-și prezinte punctul de vedere. Bun, haideți să trecem mai departe. Tânăra respectivă a fost audiată de către anchetatori, da, cu siguranță. Iar tânăra respectivă își susține în continuare ideea că dumneavoastră ați distribuit și urcat? Nu. Dar nu mai are cum să susțină aceeași idee, ci doar dosarul a fost trimis doar pentru deținere. Deci pentru deținere. Da. Iar tânăra spune că dumneavoastră ați... De unde? Da. Cum își explică faptul că dumneavoastră ați intrat în posesia acestui film? Pentru că eu sunt cea care i-a atenționat familia și pe mătușa ei. Așa. Ei au existat și conversații pe care le-am pus la dispoziția anchetatorilor, prin care eu încerc să o ajut. Chiar am conversații cu tânăra și am spus că nu este normal ce face. Am încercat să o consiliez ca un psiholog,
dar și ca o mamă romă din aia care sancționează și am zis, ai grijă ce faci, o să ajungi carne de tun, o să spun părinților tăi, vreau să discut cu părinții tăi. Prima dată s-a implorat, a plâns să nu spuneți părinților, mă îndrept, o să fiu cu minte. A trecut ceva vreme și când a aflat că băiatul meu se însoară, a început cu telefoane, cu amenințări, denigra pe toate fetele din jurul băiatului meu. Există astfel de înregistrări. Da, am înțeles. Bun. Da. Acum, vine o întrebare firească. De obicei, astfel de conflicte, mai ales într-o comunitate romă, știu că se rezolvă în interiorul comunității. Asta am urmărit. Deținând acel material, asta am urmărit, să ne întâlnim și să o ajut, așa cum am ajutat foarte mulți tineri. Deci eu iubesc foarte mult tineri și copiii. Asta o poate confirma oricine. Am sute de tineri care mi-au trecut prin mână și cu care țin legătura, care i-am ajutat poate în momente de criză, că poate pentru mine n-a fost cine să mă îndrume, mă refer la specialiști. Da. Deci scopul meu în viață este să se dezvolte o elită a intelectualității rome, și să ieșim din conul acesta de al marginalizării. Pentru că acum... Dar nu puteam ieși cu astfel de tinere. Da. Până nu își reglează comportamentul. Pentru că acum trebuie să recunoașteți și faptul că s-a ajuns aici, toată această acțiune parcă așa umbrește puțin etnia romă. Pentru că, domnule, uite, se întâmplă așa ceva. Oricum, mulți dintre cetățenii care ne privesc știu că sunt o leacă mai exclusiviști, domnule, etnia romă, lasă-mă, domnule, da, cumva, nu mai ai probleme crească. Și atunci, astfel de conflicte din interior nu fac decât să ridice iarăși semne de întrebare. Da. Vreau să vă întreb un lucru. Din momentul în care tânăra a depus sesizarea, plângerea, da, nici nu știu cum... În 2021. Ați reușit să stați de vorbă cu ea? Nu, pentru că eu respect rigorile legii. Nu mai poți lua legătura cu o persoană care te denunță, pentru că asta ar însemna că influențezi mersul anchetei. Ea a încercat să stea de vorbă cu dumneavoastră? Nu. Părinții ei au încercat să stea de vorbă cu dumneavoastră? Nu. Rudele ei au încercat să stea de vorbă cu dumneavoastră? Nimeni. În interiorul asociației, a comunității. Eu am încercat, de asta vă spuneam, eu am încercat să îi conving. Noi fiind, știți cum, suntem familii extinse, toți suntem, fiecare rudă cu fiecare. Că spuneam la un moment dat, dacă este să mă raportez la familia extinsă, această fată face parte dintr-o familie extinsă. Este fiica unei verișoare de pe tată, mă rog. Am înțeles. M-ați înțeles? Deci, rolul meu era să intervin. Noi avem, ca să zic așa, ca și cutume, deci, cultura noastră romă are niște reguli. Eu încă, dincolo de modernitatea afișată prin vestimentație și prin faptul că lucrez în societatea majoritară și respect legile acestei țări, să știți că sunt o apărătoare înfocată a legilor și a cutumelor romilor, alea care sunt de bun simț. Mi se pare firesc. Și atunci, la noi, în comunitate, cum să promovez așa ceva? Vă dați seama, o fată care face astfel de filme, le distribuie la tinerii rom, toți sunt... se distruge o întreagă comunitate. Da, da, bun. Acum, depinde și de cât au înțeles tinerii respectiv, că nu e, nu e un lucru bun. Bun. Haide, suntem spre finalul emisiunii, neapărat mai trebuie încă un lucru. Deci, anchetatorii, din suspect, ați ajuns acum? Da, inculpat pentru deținere. Pentru deținere. Da, doar atât. Ultima dată când ați fost și ați stat de vorbă cu anchetatorii, nu știu... Mi s-a dus la cunoștință și am zis, da... Așa. Vi s-a interzis? Nu. Nu, nimic. Nu. Adică nu v-au spus anchetatorii, domnule, începând de astăzi, n-ai voie, nu știu ce, nu. Nu. Bun. Iarăși este o întrebare firească. Ați spus că sunteți în aparatul executiv al Consiliului Județean. Nu al Consiliului Județean, al Prefecturii. Da, sunt angajat, Vi s-a adus la cunoștință de către Prefectură că sunteți suspendat din funcție? Nu sunt funcționar public. Nu sunteți funcționar public. Păi miza celora care au făcut chestia asta, ei nu prea știu care este rolul meu și statutul meu. Uh-huh. Au crezut că fiind funcționar public, trimiterea în judecată a lui Mota și înseamnă automat suspendarea ei pe o perioadă până la rezolvarea litigiului și scoaterea ei din circuit, decredibilizarea, pentru că urmează anul 2024, vor fi alegeri electorale și atunci Mota va trebui să respecte niște rigori.
Am înțeles. Deci până la urmă... teoria, opinia mea personală. Am înțeles. Și nu a fost singura consecință. Deci am mai avut foarte multe presiuni în ultima perioadă. Ba, mașini pe la poartă care stau la mine la poartă, ba, telefoane de amenințare. Deci tabloul este complet. O să vorbim despre asta. Eu sunt o persoană care nu prea sunt fricoasă așa și nu am teme. Da, dar indiferent de tăria, de caracter, aceste lucruri... Totul este până la familie. Chinezească. Da. Totul este până la familie. Atâta timp cât se terfelește toată familia și este denigrat copilul meu, care este un copil cu niște principii și morale și etice, a trecut printr-un accident, a fost o culpă, deci a fost o chestie fortuită și s-a intrat cu picioarele în viața lui. Da. Băiatul meu este ITist, lucrează. Probabil că scopul final al familiei, ca să-și spele rușinea și la nivelul comunității, este să solicite bani. Nu știu. Da, păi de asta, v-am întrebat dacă fata respectivă sau familia a încercat să iei legătura cu noastră. Bun, nu, doamna nu. Motaș, mulțumim foarte mult pentru faptul că ați venit aici și v-ați prezentat punctul de vedere. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Fac aceeași solicitare pentru doamna Ursulă Crămeara. Dacă dorește să-și expună punctul de vedere, este așteptată la studioul nostru, tot în cadrul emisiunii Dezbaterea Zilei, pentru punctul ei de vedere. Nu am știut despre aceste lucruri și atunci nu am putut să o invit din timp. Bun, sunt niște acuzații grave. Sunt niște acuzații grave aduse la adresa unei persoane care, trebuie să vă spun, este și lider de opinie. Vor fi aceste acțiuni, cum să vă spun, țintite pentru diferite scopuri politice, nu știm. Până una alta trebuie să lăsăm anchetatorii să vedem unde vor ajunge cu concluziile, pentru că așa mi se pare firesc, separarea puterilor în stat. Dar cu acest subiect să știți că vom reveni pe măsură ce apar noutățile. Până data viitoare, cele bune! La revedere!